Am ascultat în această duminică pildă asemănătoare. O pildă frumoasă, deosebit de frumoasă. Frumoasă pentru că este și simplu. Frumoasă pentru că este luată din viața de toate zile. Ori de câte ori ascultăm această pildă, tradusă și într-o frumoasă limbă, lumească, ieșită, asemănătorul, Sfântul, 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 și așa mai departe. Ori de câte ori, spuneam, ascultăm această pildă, parcă și vedem pe țăranul nostru de altă dată, cu săculețul legat pe pământ, aruncând boabele cu mișcări calculate ale pașului. Acest timp de a lucra pământul până ce a făcut la asta avea farmecul său. Fără zgomot, fără fumul coloant al tractoarelor, auzindu-se doar cu plintirea molcomă și tocilă a vitelor de plut, însoțită adeseori de înfluierat domnul sau de un doi înăcântat de țăranul împăcat cu sine, doi înacompaniat și iar de fiecare dată de și repitul reconfortant al păsărilor din cor. De aceea, ascultăm pilda samarineanului, ne vin în minte nouă celor care suntem cu întâmplele mai albe, desigur, ne vin în minte imagini văzute și revăzute, retrăite de zeci și sute de ori. Munca pe care o face semănătorul pe o face și Mântuitorul și biserica întemeiată de el în ogorul sufletesc. Această pildă a asemănătorului este singura pildă pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-a și tâlcuiește. Ne explică direct ce a vrut să spună prin ea. Sămânța, spune Iisus, este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul său. Sămânța este aruncată peste tot, pe drumul bătătorite, printre pietre, printre spini și în pământ crud. Cade oriunde este posibilitatea și promisiunea unei vieți care să crească. Fiecare cuvânt din Evanghelie este o sămânță. O sămânță aruncată în ogorul sufletului nostru. Iisus Hristos este însuși Logosul, cuvântul. Cel care a fost aruncat pe pământ ca o sămânță. A fost îngropat pentru a se ridica la o viață nouă. La început și-a semănat semințele sale, iar pe urmă s-a semănat pe sine însuși. Iată până unde a mers dragostea lui Dumnezeu pentru oameni. Iubiți credincioși, accentul în această pildă nu trebuie să cadă nici pe semănător și nici pe sămânță, ci mai degrabă pe pământ, care în final este și determinat pentru rodnicia sau nu a sămânței. Sămânța cade pe patru tipuri de pământ, spune Iisus. Trei din ele o respinge. Haideți să trecem pe scurt în revistă cele patru tipuri de pământ, raportându-le la realitățile vieții de astăzi. Prima parte, prima sămânță
frată cade lângă drum, care este călcat în picioare și păsările cerului vin și o mănâncă. Sămânța de lângă drum, spune Iisus, pentru că așa cum v-a spus, este cel care a și explicat această pildă. Spune Iisus că sunt cei care văd, cei care aud. Apoi vine diavolul, ia cuvântul din inima lor, pentru că nu cumva crezând să se mântuiască. Am auzit cu toții de așa zisele blocaje arteriale. Dar mai mortale sunt blocajele inimii către Dumnezeu. Primele opresc sângele ca să circule. Celălalt blocaj ne împiedică să primim pâinea vieții. Și dacă primul provoacă moartea fizică, al doilea blocaj provoacă moartea sufletului. Nimic nu poate opri cuvântul lui Dumnezeu decât o inimă întristă. Atunci, ea se oprește de tot. Nu mai intră nimic în ea. Devine tare. Despre asemenea inimi, Iisus spunea că nu vor crede nici dacă va învia cineva din morți. De ce inimile unora devin atât de tare? Uneori din cauza mândriei. Cei care au inimile tari cred că au răspuns la toate întrebările. Nu doresc să fie deranjați. Sunt maturi, sunt înțelepți. Dar iată că Mântuitorul tocmai de aceea vine și ne spune să fim adeseori ca și pruncii, ca și copiii care mereu sunt deschiși spre ceva nou. Ca pământul bătătorit de atâția și atâția pași, unele inimi devin adevărate autostrăzi, beton și iarăși beton. Altor inimile devin tar din cauza lipsei de cultivare. Pământul, așa cum bine știți, așa de făcut pământul, dacă nu este udat, se întărește, devine tar. La fel și sufletul. Fără rugăciune, fără Dumnezeu, fără taine, devine tare. Devine impenetrabil. Cuvântul lui Dumnezeu nu mai intră în el. Dacă am lăsat măcar o dată deșertul din noi, să primească sămânța cea dădătoare de viață, și am vedea ce credință am produce. Câtă dragoste, iubire, câtă pace, câtă putere și speranță. Dar rămâne în tare. Ca păsările care plonjează din înălțimile cerului și fură semințele, așa și forțele demonice plonjează în sufletele noastre și fură cuvântul lui Dumnezeu pentru că nu cum va crezând să ne mântuim. A doua sămânță a căzut pe piață, neavând umezeală, desigur s-a uscat. Explicând aceasta, Iisus spune, iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină. Ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se îndreaptă. Aceștia, iubiți credincioși, sunt oamenii care admiră cuvântul lui Dumnezeu. Ce predică frumoasă! Ce frumos a predicat Părintele astăzi! Am venit cu Dumnezeu și a dat bucurie!
Și atunci, nimic mai mult. Cuvântul lui Dumnezeu, iată, poate fi respins chiar prin admirarea lui. Teologul danez, Kierkegaard, are o frumoasă parabolă cu niște gâște, care trăiau într-o curte, într-un sac îngrădit de un gard de lemn. Într-o bună zi, îngânsat predicator, a aterizat în mijlocul lor. S-a urcat pe o ladă și a început să le predice, să le vorbească. La început, le-a criticat pe gâște pentru modul de a fi mulțumite cu acel fel de a trăi, de a vieți, mișcându-se doar în interiorul acelui țar, nefolosindu-și aripele. Le-a vorbit apoi despre binefacerea, binecuvântarea lui Dumnezeu, darurile pe care le-au primit de la Dumnezeu și în special aripile pentru a putea zbura spre înălțimile cerului. Gâștele au fost încântate, entuziasmate. S-au bucurat că au avut în fața lor un asemenea predicator. Și chiar l-au aplaudat. Toate acestea au făcut gâștele. Dar nu au făcut un lucru. Nu și-au folosit aripile ca să poată zbura spre înălțimile cerului. Și s-au întors înapoi la obiceiul de la metenile lor. Să se plimbe de aici, de acolo, până acolo, în interiorul țară. Să aplicăm această parabolă și la noi. Și vom vedea cât adevărul prind. Când auzim o predică frumoasă, ne grăbim să o lăudăm. Când citim un verset frumos din Biblie, ne declarăm impresionați până la lacrimi. După care ce facem? Nimic, ne întoarcem apoi la metodele noastre. Mândrie, ură, invidie, războaie personale și așa mai departe. A treia sămânță a căzut între spini și aceștia de stâng a pămânășit sămânță. Cea bună. Iisus explică cea căzută între spini sunt cei ce au avut cuvântul, dar umblând cu grijile și cu bogăția și cu plăcerile vieții, se înăbușe și nu rodesc. Iubiți credincioși, aceasta este probabil cea mai tristă parte a parabolei. Pământul, iată, care ar putea produce ceva măreț, dă în final o șunglă. Un sol care produce gruie, nu putem spune că este un sol rău. Pentru că altfel nu ar crește absolut nimic acolo. Dar Iisus spune, spinii crescând, înnăbușesc să nu facem. Câți oameni nu se pot regăsi în această sămânță? Au primit cuvântul lui Dumnezeu cu multă bucurie. Vor să urmeze pe Dumnezeu cu adevărat. Dar devin implicați în atâtea și atâtea alte acțiuni. Încât încet Dumnezeu este înnăbușit. Nu este vorba că lucrurile pe care le-am de face sunt rele. Pot fi lucruri bune, într-adevăr, dar care de multe ori ne secătuiesc energiile și încet, încet ne îndepărtează de Hristos. Cineva spunea că cei mai mulți pun pe primul plan lucrurile secundare. Altcineva spunea,
Rugăciunea mea nu se ridică nici măcar până la tavan. Timp în care deja mintea îmi este inundată de presiunea afacerilor pe care le am. Iată, atâtea acțiuni care, cum spuneam, pot fi bune, de multe ori ajung să ne rămășească sinele și devenim astfel inamicii propriei noastre păci. A patra sămânță a căzut pe pământ bun și crescând a adus rodul. Iisus explică, cea de pe pământ bun sunt cei ce cu inima bună și curată au cuvântul, îl păstrează și rodesc în curățare. Pământul bun îi reprezintă așadar pe toți cei care primesc cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Îl păstrează în inimile lor. Dar nu numai că îl păstrează, dar aduc și rod vocal. Încet, încet, astfel de inimi încep să rodească. Istoria bisericească ne vorbește despre roadele minunate pe care le-a dat cuvântul Evangheliei când a căzut în inimi primitoare. Evanghelia a fost aceea care a îmblânzit popoarele și le-a civilizat. Ea a făcut ca sufletele părinților să fie mai duioase, mai pline de grijă față de copiilor. Ea a făcut ca inimile copiilor să fie mai pline de dragoste față de părinților. Ea a fost aceea care a întecat și cimentează viața de familie. Ea a fost aceea care a înmuiat atâtea inimi tale. Ea a fost aceea care a făcut din atâția păcătoși sfinți. Cât de schimbată ar fi fața pământului, dacă sămânța cea bună ar cădea numai în pământul, numai în inimi primitoare și lucrătoare. Dar, de multe ori, suntem unul din cele trei tipuri de pământ. Sau o stranie combinație a lor. Există în noi câte un drum bătătorit. Alte ori câte un sol pietros. Iar alte ori câte un parcelă de spin. Iisus însă ne spune că pământul acesta poate fi îmbunătățit. Pământul tare poate fi udat, poate fi arat. Pietrele și spinii pot fi aruncați. Prin grijă și cultivare, inimile noastre pot deveni jertfernice. Pot fi rodnice ca pământul cel bun ce aduce rodul local. Pentru aceasta se cere ceva și din partea noastră. Se cere ascultare. Spune Iisus în finalul pildei. Cine are urechi de auzit, să audă. Trebuie să devenim sensibili la vocea lui Dumnezeu. La fel ca mama care doarme, dar care sară îndată și îndată ce copilul său plânge. Atât de sensibil ca un mare muzician care într-un mare instrument în orchestră poate să recunoască o notă greșită scoasă de un violină. Auzul trebuie să fie atât de sensibil ca unui țăran care venit într-un lucrul acesta al orașului poate să audă în zgomotul mașinilor cântatul unui drept. Este o lege a vieții. Faptul că auzim ceea ce ne
antrenăm, de fapt, să auzim. Zi de zi însă putem asculta și cuvântul lui Dumnezeu. O veche legendă japoneză spune că un călugăr budist a murit și a ajuns în ceruri. Ajunge într-un loc unde vede multe rafturi. Pe ele multe lucruri etichetate. Apropiindu-se de ele, observă că nu sunt altceva decât urechi. Iar pe urechi erau trecute numele celor ce le-au purtat. A aflat în felul acesta că urechile aparțineau tuturor celor care au trăit pe pământ, care au cercetat templul, au ascultat învățătura predicată acolo și atât nimic mai mult. După moarte, ei au plecat în altul loc, iar urechile au ajuns în cer. Au fost singurele care s-au salvat. Cu regret, trebuie să spunem că și despre noi, creștinii se fac asemenea, de multe ori asemenea, afirmați că suntem numai urechi, că am înlocuit acțiunea cu ascultare. De aici și atâtea și atâtea neajunși ale creștinismului de-a lungul secolului. Așadar, iubiți credincioși, cine are urechi de auzit, să auză. Să ne explicăm mânecile, să luăm sapa în mână, să aruncăm, să aruncăm pietrele, să smulgem bunuietele, să ardem spinii și să încercăm să aducem rodul bogat pentru Hristos. Amin. În rețetatul Iubiei și Fiului și Sfântului. Amin.